Suntem din nou împreună, copilărie furată, alături de domnul Doru Constantin, purtător de cuvânt DGA SPC și doamna Georgeta Podar, psiholog. Am încercat să prescurtez și mai bine lăsam așa frumos toată denumirea. Am zâmbetul pe buze pentru că mă gândesc la cazurile fericite cu care vă confruntați. Deși sunt fericite, totuși vă confruntați, pentru că până la ajunge să discutăm despre fericire și zâmbet pe buze și totul dus la capăt cu bine, e nevoie de foarte multă muncă. Domnul Constantin, spuneți-mi dumneavoastră aceste cazuri, excepții, cazuri fericite și cazuri care oricât ați încerca să le mediați, să veniți în ajutorul lor, să le găsiți o soluție, nu iese la final exact așa cum v-ați dori. Am avut situații în ambele extreme, cum a zis și dumneavoastră. Cazuri fericite atunci când relația mamei respective s-a legalizat din punct de vedere juridic. Am avut, practic, parte de căsătorii. Da, au fost cazuri fericite, da. Am sărbătorit împreună la sediul centrului și ulterior la starea civilă. Din păcate am avut și situații puține, trebuie să recunosc, dar ele există. Atunci când mama nu a putut să-și însușească abilitățile parentale, nu a putut conștientiza rolul important de părinte, de mamă și, din păcate, s-a pus problema și s-a decis separarea copilului de mamă, întrucât nu a putea avea un viitor sigur și noi consideram că îi putea fi periclitată starea sa fizică, emoțională. Da, nu ne putem ascunde, au fost situații când specialiștii au decis acest lucru. Momentul în care, doamna psiholog, vorbim despre specialiști care au decis acest lucru, mama, în urma expertizei, în urma unei analize, s-a dovedit că nu este în măsură să aibă grijă de copil. Totuși, a fost în situația în care ea își dorea să aibă grijă de copil și în urma analizei s-a ajuns la concluzia că nu este pregătită pentru meseria, între ghilimele, de mamă? Balanța decizională este foarte greu de realizat, pentru că îți dai seama că aflându-te acolo și privind problema sau din perspectiva specialistului, te confrunți cu foarte multe dificultăți. De multe ori declarativ, mama ne spune, destul de ferm uneori, că își dorește să își continue rolul de părinte. Dar, pe de altă parte, dacă este să observi comportamentele pe care le poți cuantifica, îți dai seama că acel copil, chiar dacă este într-un cadru instituțional, dacă nu stă specialistul și să ghideze pas cu pas comportamentul mamei, poate să nu fie alimentat la timp sau poate să rămână în pătuță jucării mărunte sau poate să fie mai important, nu știu, telefonul decât propriul copil. Este foarte greu ca specialist să iei o decizie. Dar întotdeauna în situațiile acestea foarte delicate nu uităm pentru cine suntem noi acolo. Suntem pentru copii. Sigur că dacă reușim să dezvoltăm abilități maternale, nu doar și nu e vorba doar despre comportamente concrete, ci și abilități cognitive, abilități emoționale, dacă reușim să le dezvoltăm și apreciem că ele sunt de durată și pot să conducă către o viață sigură pentru copil, atunci investim efort și resurse cât este nevoie. Dar în momentul în care realizez că au trecut poate deja 6 luni de rezidență și nu există un plus valoare semnificativ, din păcate se întâmplă să optăm pentru varianta de a separa copilul de mamă, cel puțin pentru o perioadă, și ne dorim ca pe acea perioadă să fie cât mai scurtă, astfel încât mama să-și poată regândi viața și copilul să aibă un mediu adecvat creșterii și dezvoltării lui. Domnul Constantin, vorbeam acum câteva minute despre cifre care depășeau, situații care depășesc 100, 200, vorbeam de 500, iar centrul maternal, materna, oferă 9 locuri. Cred că la momentul de față v-ați dori mult mai mult. Ce vă împiedică? Și dacă într-adevăr vă doriți mai mult de 9 locuri? Cu siguranță. Da.
La momentul în care noi am creat, am organizat acest serviciu și, mă rog, ulterior am achiziționat locația, nu ne gândeam că o să ne confruntăm cu un asemenea fenomen de cuplu, mamă, copil, care practic sunt refuzate în familie de unde provin. Ne-am dorit o extindere, dar la acest moment, din punct de vedere administrativ, organizatoric, nu este posibil. Actuala locație a centrului nu permite, să zicem, oferirea de noi compartimente, de camere pentru mamă, copil. Am înțeles și ar fi oarecum posibilitatea în tot orașul, în tot municipiul, să fie încă o locație care, la un moment dat, ar fi disponibilă pentru o astfel de situație? Este o întrebare la care răspunsul trebuie să fie pe termen lung. Deocamdată nu pot să vă furnizez aceste informații, dar... Dar este o dorință a dumneavoastră. Sunt convins atâta timp cât cifrele, oricât ne-am bucura că scad de la 600, la 500, la 400, atâta timp cât vorbim despre o cifră care depășește, să zic, 20, să nu spun altceva, și noi de la 500 să ne raportăm la 9, eu cred că vă este foarte greu. Vă este foarte greu, da. Doar cazurile extreme... Și din extreme... atenția noastră, da. în serviciul acesta rezidențial, v-am zis. Sigur, la un moment dat trebuie să facem și o selecție. Aici este greutatea. Imposibilă păstrarea cuplului în familie, sigur, intervenim. Da. Acum nu pot să nu menționez un lucru, care este un lucru bun. Avem o colaborare foarte bună cu un ONG. Așa. Care are un adăpost destinat în special victimelor violențelor domestice. Au fost situații în care centrul nostru a fost la capacitate maximă sau al lor a fost la capacitate maximă și ne-am ajutat reciproc. Este un lucru care îți oferă foarte mult confort, să știi că ai un partener de încredere care te sprijină și pe care îl poți sprijini atunci când are și el nevoie. Și vreau să vă mai spun un lucru, apropo de numărul de cazuri și de nevoia de a crește locurile dintr-un centru maternal. Sunt județe la noi în țară care au ca în structura lor, au centru maternal, dar declarativ nu au beneficiari. Este aceeași poveste cum unele județe au un număr foarte mic de persoane victimele traficului de persoane. Ideea este în felul următor. Faptul că în județul nostru sunt atât de multe cazuri raportate este dovada faptului că ne pasă și că ne implicăm și că ne monitorizăm și că avem o relație foarte strânsă de colaborare cu autoritățile locale și cu DSP-ul. Cu siguranță, dacă ar mai exista un asemenea centru maternal, ar fi și acela plin. Eu și colegii mei spunem că ne-am dorit să fie și o situație în care să avem doar 4-5 beneficiare, dar acest lucru s-a întâmplat de foarte multă vreme. Ei, și dacă ar fi să le dați un sfat, nu știu cui ar trebui să le dați un sfat, cred că dumneavoastră ați fi în măsura în care să le dați un sfat începând de la tinere, mamele tinerelor, cadrelor didactice, nu știu, cred că un sfat care se adresează întregii comunități, pentru că efectiv pe toți ne interesează acest aspect. Oricum am privit lucrurile, astăzi îi privim pe ei, mâine putem să fim oricare într-o situație de genul, să fii mamă sau să fii bunică, să te trezești în fața faptului împlinit, să nu știi în ce direcție să iei, chiar dacă l-am punctat, am detaliat comunități. Dar, repet, se poate întâmpla oricui. Cum? Ce ne spuneți? Apropo de sfaturi, mi-a venit în minte faptul că noi, ca și instituție, avem foarte multe campanii către comunitate. Da. Și mi-am amintit de campania cu nasturele, pe care probabil o cunoașteți. Da, da. Titlul campaniei de anul trecut a fost Petrece timp cu copilul tău. Nu, de acum 2 ani, în 2015. În 2016, titlul campaniei a fost Fi o umbrelă pentru cel din jurul tău. E foarte greu să țintești către cineva cu sfaturi. Întotdeauna am fost de părere că dacă noi, fiecare cetățean în parte, schimbă ceva, probabil că se vor schimba și lucrurile din viața pe care o trăim. Fiecare ar trebui să plece de la el, să fie un exemplu pentru cel din jur. Cred că la asta ne raportăm. Și noi, ca părinți, să fim mai atenți la copiii noștri. Da, e adevărat. Noi cu toții. E adevărat.
Domnule Constantin, aveți optimism? Aveți dorința de bine și de mai multe realizări, sunt convinsă că o aveți. Optimism în ceea ce spunea și doamna psiholog, aceste campanii care, bineînțeles că au dat rezultate, să dea și mai multe rezultate încât să nu fiți puși în situația în care să vă fie foarte greu să luați o decizie? Da, ne dorim ca mesajele noastre să ajungă, repet, atât în comunități, dar și la profesioniștii care prin natura muncilor vin în contact direct cu tinerele, că despre asta a fost subiectul, la toate categoriile profesionale, medici, cadre didactice, chiar și personalul bisericesc, să zicem, care care pot să identifice anumite probleme și după care să ne comunice nouă sau serviciul publice de asistență socială. Și asta este o componentă foarte importantă a sistemului de asistență socială. Și să fim o echipă care luptă pentru astfel de situații. Da, cred că e nevoie de schimbare de mentalitate, de gândire, de comportament, dar aceasta se va realiza doar pe termen lung. Nu putem vorbi de... E nevoie de o schimbare de optică. Da, e nevoie și e nevoie de timp și... Pe lângă suportul financiar, deci ceea ce acordă statul pentru... În afară de prestațiile obișnuite, alocație de stat și indemnizație pentru creșterea copilului și alte asemenea lucruri. Este, sigur, acestea sunt obligatorii, dar conștientizarea trebuie să vină, cum am zis, de la persoană, de la suflet la suflet. Și aici vorbim familie, comunitate, cadre specializate. Da, mai avem doar foarte puțin timp. Unde și ce-mi doresc foarte mult să punctăm, doamna psiholog, tânăra, Elevă de multe ori printre cei mai buni. Se întâmplă. A ajuns să fie mamă. Vrea să-și continue studiile. Un astfel de caz, o astfel de situație, cât anume din drumul ei îi îngreunează? Cât de mare este obstacolul în calea ei pentru a-și duce viața mai departe și a reuși? Este într-adevăr un obstacol sau se poate transforma într-un adevărat elan și o dorință de a demonstra copilul nu este pentru mine un obstacol? Este poate nu doar bagajul meu, este încă un bagaj în plus care este al lui. Orice greutate care nu te omoară te face mai puternic. Sunt convinsă că dacă o tânără, și nu trebuie să ne fie neapărat în elita clasei. Exact. Dar dacă ea își dorește să-și continue studiile, astfel încât să dobândească la un moment dat o meserie, faptul că ai un copil nu trebuie să fie o barieră în calea dezvoltării tale. Avem cazuri, chiar și de tinere care au fost de mici în sistemul de protecție a copilului, care au devenit mame, dar care au demonstrat, și avem asemenea cazuri, beneficiare care au fost la centru maternal, care au demonstrat că pot să fie mame responsabile, pot să fie soții grijulii și pot să aibă și un loc de muncă. Acest lucru este posibil atâta vreme cât îți dorești și ai resurse. Și cât societatea este alături de tine, tot. Mă gândesc la tinere și cadre didactice și familie. Așa. Și dumneavoastră și tot. Vă mulțumesc din tot sufletul. Sper să fie adus o lumină și o speranță în sufletele tinerelor, în sufletele viitoarelor mame, în sufletele fetelor și a femeilor în general. Să aveți sănătate, putere de muncă și o echipă care să fie tot timpul în preajma noastră. Da, suntem o echipă. Și dumneavoastră, inspirație pentru emisiuni reușite. Vă mulțumesc din suflet. Vă mulțumesc, doamnelor și domnilor, că ați fost alături de noi. Împreună, pentru un viitor mai bun, pentru copiii noștri. Ne revedem mâine seară. Până atunci, vă doresc din suflet sănătate multă și să aveți parte în viață doar de bine și adevăr.